Bine ați revenit la mobilissimo.ro, acesta este Apple iPhone 7 și în următoarele minute vă prezentăm recenzia sa. Acesta este varianta de 4,7 inch a flagship-ului Apple pe anul curent și a fost anunțat la începutul lunii septembrie, iar acum îl găsiți la evomag.ro la prețul de 3449 lei. Noi testăm varianta de 32 GB, aceea care costă la Evomag acest preț, și este varianta Rose Gold, după cum se poate vedea aici. Ce s-a schimbat? Nu mai avem jack audio, s-au mutat decupajele antenelor și butonul Home nu mai este mecanic. Telefonul e disponibil pe negru, argintiu, auriu, Rose Gold și Jet Black, iar acum vorbim despre design. În mare, păstrează formatul lui iPhone 6 și iPhone 6S, doar că au fost mutate decupajele antenelor mai spre margine. Nu mai avem jack audio, butonul Home este acum doar touch, nu și mecanic. De asemenea, aflați că acest model măsoară 7,1 mm în grosime, adică exact cât iPhone 6S, și cântărește 138 de grame, deci este cu 5 grame mai ușor decât predecesorul. Are un corp metalic cu format unibody, e fabricat din aluminiu, margini foarte rotunjite, atât de rotunjite încât uneori aproape am scăpat telefonul, deci mare atenție cum îl țineți în mână. Construcție foarte solidă, utilizare cu o singură mână fără absolut nicio problemă, fiind un format mult mai compact decât mai toate flagship-urile moderne. Dacă vreți să faceți foarte rapid diferența între un iPhone 6 și un iPhone 7, când le vedeți doar din față, remarcați că earpiece-ul, adică difuzorul pentru convorbiri, este mai lat pe acest model, așa vă dați seama imediat. Evident, din spate se vede mai ușor și de jos se vede cel mai ușor, pentru că nu mai este jack audio. Panoul frontal este ușor curbat, panoul din sticlă mă refer, în zona din spate avem o protuberanță pentru cameră, butoanele sunt comode și, fiind un telefon rezistent la apă și la praf, SIM-3-ul intră un pic mai greu acum pentru că face parte și din acea protecție specială, este și el protejat contra apei. Ok, un design comod, familiar, premium și acum discutăm despre display. Un panou IPS LCD cu iluminare LED, de asemenea are diagonala de 4,7 inch și clasica rezoluție de 1334x750 de pixeli, păstrează rezoluția predecesorului. Este un ecran widescreen cu contrast de 1400x1 și un panou cu gamă largă de culori, dar și pixel dual domain. Această idee de white color este noutatea principală a acestui panou, care are și protecție oleofobică și sticlă întărită cu tehnologie Ion Strengthening. Avem în continuare parte de tehnologia 3D Touch, acum cu niște funcții în plus, spre exemplu puteți să crea widget-uri pentru aplicațiile ale căror opțiune vedeți aici. De asemenea, putem să vedem notificările ceva mai detaliat cu 3D Touch, iar este momentul acum să și testăm acest ecran folosind aplicația Videos și un clip de test. Hai să vedem ce avem noi aici. Acest display oferă culori excelent calibrate, este luminos, clar, are un contrast excelent, negrul este foarte adânc pentru un IPS și avem unghiuri largi de vizualizare. Ok, tot ecranul lui iPhone 7, hai să vedem ce ne propune când vine vorba de pixel și de iluminare. Hai să vedem cum stăm la aceste capitole. Avem un aranjament al pixelilor de tip RGB Stripes, iar la testul cu luxmetru l-am atins 532 unități lux, un rezultat foarte bun, dar nu este un record și nu este nici uniform, pentru că în alte zone ale ecranului atinge 486 sau 483 de lux. În fine, rezultatul cel mare îl bate pe HTC 10, dar și pe iPhone SE, totuși rămânem sub iPhone 6S și sub iPhone 6, dar și sub Galaxy S7 Edge ca luminozitate. Primim și multe setări pentru acest display. Hai să le vedem aici. Display and Brightness, Auto Brightness, Night Shift, care face ecranul un pic mai gălbui, astfel încât să vă protejeze somnul, ca să zic așa, eliminând lumina albastră care umblă la melatonină. În fine, mai departe, o funcție nouă, Raise to Wake, imediat vorbim despre ea, mărimea texturii reglabilă, text bold și vizualizare standard sau zoom. Raise to Wake e o funcție foarte simplă. Ai închis telefonul, l-ai pus pe masă, vrei să vezi ce se mai întâmplă, le iei mână și te uiți la el și uite ce s-a activat singur. Ăsta este Raise to Wake. Un ecran foarte solid, căruia nu avem ce să-i reproșăm. V-am spus deja că este în continuare la posturi 3D Touch, l-am văzut în acțiune aici și putem să-l vedem și în acțiune prin Pick and Pop. Apăsăm o dată, apoi apăsăm încă o dată mai tare pentru a vedea și conținutul unui mail, spre exemplu. Ok, acum vorbim despre dotările hardware interne. Avem un procesor quad-core de această dată. Este un Apple A10 Fusion, un CPU quad-core 64-bit,
cu coprocesor M10 și GPU 6-Core PowerVR. Mai primim și 2 GB de RAM pe acest model și 128 sau 256 GB de stocare. E un telefon care nu are pic de lag, are performanță foarte bună. Ce-l strică pe el este iOS 10 și animațiile sale foarte lungi. Jocurile rulează fantastic. De remarcat că Riptide GP Renegade, de obicei trebuia să umblu eu la setări, să-l dau pe Ultra, să-l dau la Maxim, pe telefoane pe care l-am testat. Bine, aici n-a fost cazul. Pornește direct pe Ultra, asta am remarcat. Ok, Quick Race, cursa asta, mi place foarte mult, are efecte foarte tari. Start. Ce nu-mi place mie la jocul ăsta este că pe un ecran mititel, precum cel de față, trebuie să te chinui o oră ca să poți apăsa pe butonul de pauză. Iată, e foarte mic, unii au folosit cuvântul puchinos. Apeși pe el și... na, a fost foarte greu. În fine, noi suntem aici pentru a admira grafica, controlul, frame rate-ul, iluminarea. Este un joc care a ajuns întâi pe console și apoi pe PC și apoi pe mobil și asta se vede. Iată, cât de bine poate să arate. Vă recomand cu căldură să încercați, dacă aveți un iPhone 7, jocul acela vreșturul din os, pe care l-au prezentat Tim Cook și ai săi pe scenă, pentru că el scoate în evidență toată treaba aia cu white color a ecranului. Iată cât de bine arată apa asta. Am testat multe telefoane Android puternice în ultima vreme, dar pe niciunul nu a arătat apa așa de bine. Ok, gata cu jocul, vorbim despre benchmark-uri, pentru că nu le putem ignora, mai ales că avem un campion în față, un mare campion. Trebuie să vă arăt doar asta. Ce scor mare avem noi aici. Acest scor sare peste OnePlus 3 cu 25.000 de puncte și cu asta am spus tot. Iarăși, locul întâi și aici. Și aici un scor fantastic, de obicei scoteam 400 de puncte în acest test sau 500 și am un rezultat bun. Iar aici 189, cu cât e mai mic, cu atât mai bine. Iarăși scorul record în toate testele, am dobărât tot ce știam până acum că era performant pe acest model. În fine, tot acestea vin și cu un mic sacrificiu neașteptat. Temperatura sare multișor, 38,6 grade după jocul de mai devreme și 41,8 grade după benchmark-ul GFX Bench. Trebuie să recunosc și eu că la utilizarea de zi cu zi, după multiple aplicații sau utilizarea intensă a camerei, se cam încinge terminalul, rețineți, se încinge, nu se supraîncălzește, crește temperatura un pic mai mult decât suntem obișnuiți. Cât despre baterie, iPhone 7 ne propune o unitate de 1960 de mAh, în creștere de la iPhone 6S, care avea o unitate de 1715 mAh. Ni se promite pe hârtie că primim cu 2 ore în plus față de predecesor și hai să vedem cum asta noi la testul de baterie. Evident, avem capturi la acest capitol. Astfel, la timpul de playback, am atins 12 ore 25 de minute, un rezultat foarte bun. Depășim iPhone 6S cu 20 de minute și pe Xiaomi Mi 5. Suntem sub iPhone SE și sub Galaxy S7 totuși. Nu avem PC Mark, dar vă zic din utilizarea mea proprie că am folosit telefonul o săptămână, destul de intens zic eu, și l-am încărcat doar de 2 ori, deci vă dați seama, stăm bine la utilizarea continuă. Bateria se încarcă în 2 ore 34 de minute, este lung pentru un flagship modern, peste Xperia XZ, dar sub iPhone SE, spre exemplu. Nu vă așteptați la foarte multe setări legate de baterie, în zona settings, sunt mai degrabă clasice, este vorba despre modul low power, care economisește energie, mai taie din Hey Siri, mail fetch și refresh-ul aplicațiilor din fundal. Cam asta e bateria, foarte solidă, nimic de obiectat și acum trecem la acustică. Bye bye jack audio, nu mai e aici. Folosim acum căști Lightning, căști AirPods pe bază de conector Lightning, primim și AirPods, dar se vând separat și primim și acest mic adaptor la care putem conecta căștile mai vechi. Îl conectăm la portul Lightning și aici putem conecta căștile noastre pe care am dat mulți bani și care nu rămân totuși dezafectate. O altă noutate, difuzoare stereo. Un difuzor este inclus acum în earpiece și unul este în zona inferioară aici. Acesta este doar de decor, acesta este difuzorul adevărat, care oferă extra bas, iar restul notelor și frecvențelor se aud de la earpiece. Folosim un Apple Music nou, cu o interfață nouă, care vine odată cu iOS 10, clar mai aerisită, și s-a lăudat foarte mult Apple că acum a inclus și versuri pentru melodiile pe care le ascultăm pe acest terminal. Hai să și punem la treabă acest music, să vedem cum se aude muzica pe terminal. Ok, concluziile, volum foarte ridicat, sunet clar,
probabil cel mai bun bas pe care l-am auzit vreodată, ceea ce vine cu un sacrificiu, spatele vibrează foarte rău pe acest terminal. În rest, toate notele se aud perfect, zona de jos, difuzorul de jos oferă bas, cea de sus restul notelor și testul cu decibel metrul arată și el binișor. Hai să vedem ce valori am atins aici. 88,1 decibeli obținuți la difuzorul de jos și 84,6 la cel de sus, observați valori diferite, dar foarte bune. Cu valoarea maximă, l-am depășit pe iPhone 6 cu SE 85,2 decibeli, dar și pe iPhone 6S cu SE 81,7 decibeli. Suntem totuși sub un Galaxy Note 4, să zicem. Mai departe, căștile sunt aceleași AirPods dintotdeauna, cel puțin în această zonă. Arată la fel căștile în sine, arată la fel telecomanda, doar că terminația este Lightning de această dată, cam asta ar fi diferența. Cât despre auzit, se aud la fel, am încercat și căștile mele, AirPods standard cu acel adaptor și acestea, nicio diferență. Totuși parcă se aud un pic mai tare, deci un pic extra volum, posibil doar să mi se pară. În fine, cât despre egalizator, el trebuie căutat în zona asta specială, Music, Equalizer și opțiuni legate de genuri muzicale, plus limită de volum și soundcheck ca funcții extra. Mai departe, iată-ne, am ajuns la cameră. În spate găsim o cameră de 12 megapixeli, deci se arată cu stabilizare optică și blitz quad LED. Mai avem și deschidere f1.8, 6 elemente ale obiectivului și captură wide color, iar camera selfie avea 5 megapixeli pe iPhone 6S, pe iPhone 7 are 7 megapixeli de această dată. Ok, hai să vedem cât de repede se deschide aplicația camera. Facem întâi niște curățenii aici, să nu cumva să o avem deschisă în fundal, ceea ce era și adevărat. Și, iată, hai să o pornim. Pornește imediat, interfața este clasică, nu s-a mai schimbat ceva de ani buni. Și mai să vedem cum se descurcă ea. Face captură foto foarte rapid, zoom-ul este foarte fluid, focalizarea este rapidă, ca și schimbarea de expunere foarte eficientă. Deci cam asta ar fi. Cât despre opțiuni, avem clasicele, filtre, apoi timer, avem și live photos care fac o fotografie plus un clip de 3 secunde, HDR, blitz și opțiuni precum panorama, square, photo, video, slow motion și timelapse. Din setă reglăm și captura 4K, Full HD la 30-60 fps și cele două tipuri de filmare, slow motion. Sărim acum direct la galerie unde iar avem o grămadă de poze și începem cu cele indoors, pentru că a fost înnorat, a trebuit să mai stăm și la interior și s-a lăsat cu poze de mâncare. Ok, cam așa arată captura la interior. Avem imagine clară, detalii bune și textură excelentă a acestei quesadilla. Dar trebuie să recunosc că am văzut captura foto de mâncare mai bună de atât. Mi se pare că unele imagini, doar unele dintre acestea, sunt un pic spălăcite pentru pretențiile unui flagship de an 2016. Se pare că telefonul prinde prea multă lumină, cam asta ar fi explicația. Întâmplarea face ca și iPhone 6S să fi capturat mâncarea anul trecut și nu sunt foarte mari diferențe de cele două generații. În fine, asta a fost la interior. La exterior, pe timp de zi, capturile arată ceva de genul ăsta. O zi însorită de octombrie, toate imaginele sunt clare, am folosit și niște HDR, care am mai reglat dynamic range-ul puțin, iar acestea sunt test de zoom. Copacul se află la distanța asta, zoom nivel 1, 2 și 3, fără a pierde detalii. Apoi, încă o serie de capturi aici, jucându-ne cu expunerea și cu dynamic range-ul. Cerul ăsta pare puțin over-sharpened, adică e deloc nerealist la capitolul culori. Și dacă mă văd de acest albastru, o să vedeți că la capitolul colorit, roșul este excelent randat. Deci prin planuri foarte bune cu acest lacăt, excelent surprins ca textură, detalii și ce mai vreți voi. Și iată, live photos. Foto plus 3 secunde de video, foarte rapid. Am încercat și niște selfie-uri, doar cu soarele în spate nu o să iasă niciodată bine. Dacă găsești unghiul potrivit, în schimb, vă veți declara foarte mulțumiți de textura pielii, părului și fundalul un pic cam blurat. Mai ales că am văzut telefoane care mai nou fac să arate bine și fundalul în selfie-uri. Ok, ne declarăm moderat impresionați de camera selfie. Am impresia că nu a evoluat foarte mult față de celelalte iPhone-uri, a evoluat pe hârtie, ca rezoluție, dar rezultate nu prea. Captura landscape cu o grămadă de detalii și culori destul de arătoase. Aici începe să mai arate un pic mai bine cerul, mai puțin over-sharpened. Ne jucăm iar cu HDR-ul, care face să arate lumina mai bine și iată și panorama. 16.352 pe 3.628 de pixeli și arată de nota 10.
clară, perfect grandată, toate culorile arată bine. Și în total, dacă ar fi să trag linia la toate aceste capturi, aș spune că am avut și niște mostre cam spălăcite și culorile sunt un pic cam reci față de ce am văzut în ultima vreme. Nu că asta ar fi neapărat ceva rău. Dacă avem de ales între supra-saturate și reci, cred că până la urmă preferăm un pic mai reci. Și totuși, nuanțele de roșu arată foarte, foarte bine. Claritate excelentă, dar totuși, și iPhone 6 se descurca foarte bine, așa că nu pot să zic că se simte un salt chiar mare. Poate fotografii mai luminoase, poate culori un pic mai bine calibrate și cam atât. Aici, când eram la umbră și am încercat să capturăm pe unul ăsta, am avut și niște cadre un pic cam nereușite, deci se mai întâmplă uneori și rateuri. Am văzut selfie-uri mai bune pe alte terminale și acestea sunt bune, dar se putea un pic mai bine. Ca o concluzie, aș spune că suntem sub LG G5 HTC 10 la capitolul calibrarea culorilor. Acelea sunt pur și simplu perfecte la culori, nu avem ce să le facem. Și sub Galaxy 7 foarte puțin, per total, dacă tragem linie. De asemenea, ne depășesc modelele cu camere de 20 de megapixeli. Când vine vorba de detalii, este evident, 12 megapixeli capturează cât pot ei. Aș spune că sunt cel puțin 3 telefoane care îl bat pe iPhone 7 la selfie-uri, dar cred că sunt mai mult de atât și măcar nu sunt probleme cu dynamic range-ul, cum am văzut la alte telefoane cu pretenții. Asta a fost ziua. Noaptea? Hai să vedem. Noaptea este un telefon foarte pragmatic, cu un blitz foarte luminos, iată, foto standard, foto cu blitz, deci blitzul este foarte puternic și face culorile foarte naturale și imaginea arată excelent. Imagine bine iluminată, claritate bună, până și la zoom in totul arată excelent. Culorile sunt ok, expunere bună și iluminarea stradală nu face niște halouri prea mari, ceea ce este binevenit. Iată cât de bine arată toate aceste monumente și clădiri pe timp de noapte și iluminarea a fost excelentă, plus, iată, blitzul și-a făcut foarte bine treaba aici, după cum se poate vedea, iar culorile s-au menținut la un nivel foarte natural. În principiu, cu toate acestea, cu toate aceste realizări și lucruri îndeplinite, terminalul rămâne puțin sub Galaxy S7 și sub excelentul HTC 10 la captura low light. Ele erau chiar fantastice și aveau și un extra gloss aplicat peste imagine, dar și iPhone 7 stă foarte bine la captura nocturnă. M-am uitat de curiozitate peste ce captura iPhone 6 S noaptea și se vede clar îmbunătățirea. Acel model de anul trecut cumva nu prea excela foarte mult și dacă tot vorbim de telefoane cu diagonală mică, aflați că iPhone 7 stă mai bine decât, spre exemplu, Sony Xperia X Compact la captura nocturnă. Am terminat cu fotografiile. Concluzia este că nu avem un salt mare față de iPhone 6, cel puțin nu ziua, noaptea se cam simte totuși saltul. Am filmat Full HD la 30 sau 60 de FPS, am filmat 4K, slow motion și toate variantele posibile, ba chiar și cu camera frontală, filmare folosită în MobiCast-ul cel mai nou. Ok, hai să vedem cum arată un test de stabilizare a imaginii. Începe bine, dar cu fiecare treaptă coborâtă se observă o ușoară pierdere a focalizării. În rest, la toate celelalte filmări, nu am observat nicio problemă cu stabilizarea. Avem și un slow motion foarte reușit, cu niște jogger în parc. Continuăm cu încă o filmare aici, în condiții dificile, unde camera trebuie să facă față vântului, mă refer la microfon evident, dar și unor schimbări de expunere bruște abordate like a champ. Ok, stăm bine la filmare aici, să vedem cum arată acea 4K, niște culori excelente, luminositate perfectă, claritate excelentă, deci și filmarea 4K este la înălțime. Expunere bună, balans de alb bun, focalizare bună, nu-ți poți dori mai mult de atât. Și avem și un, să zic așa, test de focalizare în condiții un pic mai dificile. Iată. Și un test de zoom aici, fără a pierde prea multe detalii. Și apoi, iată, de la depărtare am trecut brusc la apropiere și avem o focalizare excelentă. Aș îndrăzni să spun că filmează mai bine decât HTC 10. Și e mai puțin ars decât LG G5, iar felul în care face față soarelui e superior lui Galaxy 7, spre exemplu. Asta a fost ziua. Noaptea, hai să vedem cum stăm. Din fericire am putut să replicăm testul de stabilizare și noaptea, pentru că am filmat din mers și acolo s-a comportat un pic mai bine, pentru simplu fapt că n-am mai coborât scări. Iată. A capturat bine luminile stradale,
nu are foarte mult grain, nuanța gălbuie nu deranjează prea mult, stă bine și la zoom, chiar și noaptea, și este excelent la capitolul contrast, iluminare, balans de alb. Cu siguranță este în top 5, dacă nu chiar top 3 telefoane când vine vorba de filmarea pe timp de noapte. Este peste Sony Xperia XZ, care producea acele nuanțe albastre la colțuri și pe margine, și peste LG G5, care și el producea niște nuanțe neplăcute noaptea. Deci, e în top 3 la filmarea nocturnă acest telefon. Gata cu camera. Cameră bună, dar nu aș da un iPhone 6S pentru a cumpăra un iPhone 7 strict pentru cameră, totuși. Să vedem cum stăm cu Safari, web browserul, care a obținut un rezultat mind-blowing în SunSpider, pur și simplu imposibil de egarat, nici de cel mai nou Microsoft Edge, Chrome și altele. Observați, se încarcă foarte rapid, iar tastatura este cea stock din iOS 10, bine spațiată și comodă, în ciuda diagonalei mici pentru standardele actuale. Când vine vorba de conectivitate, Apple nu știe ce e la dual SIM încă, așa că folosim un singur slot nano SIM, avem Wi-Fi A, B, G, N, A, C, Bluetooth 4.2, NFC, port Lightning, LTE de categoria 12 teoretic, cel puțin de acest tip este modulul practic, LTE categoria 9, GPS, GLONASS, VoLTE, AirPlay și Wi-Fi Calling. Când vine vorba de apelare, dacă tot am menționat-o, trebuie spus că avem un volum ridicat, sunet clar și e posibil să fie cel mai bun earpiece pe care am pus urechea în ultima vreme, de asemenea anulare excelentă a zgomotului de fond și microfon foarte bun. Am realizat și un test de viteză, hai să vedem cum stăm la acest capitol. Hai să vedem, screenshots, și ăla trebuie să-l avem pe aici undeva. Iată rezultatele. Am atins 90 de mega pe secundă la download în LTE și 45 la upload, tot în LTE, deci stăm bine, iar la Wi-Fi 105 mega pe secundă download, 25 upload, deci iarăși bine, și avem și voce HD în cazul în care vă întrebați. Iată un capitol foarte important al recenziei lui iPhone 7, analiza și review-ul lui iOS 10. Apple ne promite sute de schimbări, eu am găsit vreo duzină, ca să zic așa. Cea mai mare schimbare și șocantă pentru mine este faptul că nu mai facem swipe to unlock, ci apăsăm butonul home. Înainte, ca să deblochezi iPhone-ul și iPad-ul, făceai așa. Acum nu mai este cazul, pur și simplu apeși butonul home. Mai departe, e și acea funcție de pick up and look at the phone, se activează imediat când îl iei în mână. Dacă suntem în lock screen și facem swipe către dreapta, avem această zonă today, unde găsim widget-urile noastre și aflăm cam ce mai e nou. Putem personaliza lista cu widget-uri, evident sunt incluse și aplicații third party ce oferă astfel de widget-uri. 3D Touch este la posturi și poate interacționa cu o notificare pe care o poate detalia sau ne poate oferi extra opțiuni. Cea mai evoluat, Control Center-ul. Iată, acum are două ferestre, una axată pe conectivitate și alte opțiuni și alta axată pe muzică. A primit și noi culori pentru toggle-uri, este un negru mai închis și un albastru pentru cele subliniate. Cea mai mare schimbare s-a produs la nivel de iMessage, care a primit o prezentare vreo 15 minute de la Apple la lansarea oficială. Ok, dacă eu vreau să trimit un mesaj cuiva, hai să zicem mie însumi, ok, avem o grămadă de opțiuni. În primul și în primul rând avem un magazin dedicat, poți să partajezi muzica pe care o ascult cu persoanele, aici avem scris de mână, dacă vrem, și spunem ceva de un magazin, hai să vedem. Iată, store. Găsim aici stickere, chiar și jocuri și tot felul de alte aplicații, mai mult sau mai puțin interesante, iată și categoriile. Deci iMessage are propriul său magazin de aplicații. Acesta este Leafmoji, spre exemplu, unul dintre softurile instalate de mine din acest magazin. Un alt lucru interesant este acesta, putem filma și fotografia, iar peste ce fotografiem și filmăm putem să adăugăm aceste, să zic așa, gesturi, sunt inspirate de la Apple Watch. Avem, spre exemplu, o bătaie de inimă, ținem apăsat cu două degete și iată, am trimis această bătaie de inimă. Și dacă aș face drag în jos, aș trimite o inimă care se rupe acelei persoane. Și lista continuă. Pe lângă acestea, v-am spus, putem să desenăm peste fotografii, pot să fac și un doodle aici cu tot felul de culori, cine are talent la desen se descurcă mai bine decât mine. Evident, facem fotografii sau le trimitem pe cele din galerie, iar când am scris ceva, apăsăm aici și putem să alegem să trimitem în acest mod cu slam, mai mare, mai mic, cenele invizibilă, care se șterge cu swipe și apoi vedeți ce a vrut să vă trimită persoana aia. Și putem să trimitem și niște fundaluri ca să stresăm oamenii cum îi stresam pe vremuri pe Yahoo Messenger, confeti, disco și artificii. Sunt gimmick-uri, dar lumea
o să plece de pe WhatsApp, probabil să stea mai mult pe iMessage, prin toate aceste gimmick-uri. Cam asta oferă iMessage ca noutate, funcțiile sunt mult mai multe, aș putea să vorbesc despre ele o oră, dar o să mă opresc aici. Photos are acum ceva nou, acel ceva nou se numește Memories, pot să văd o recapitulare a anului, pot să fac și un clipuleț din Best of și seamănă cu HTC Zoe, cam asta ar fi Memories. Ceva mai interesant este căutarea, acum putem căuta folosind un AI special, iar acest AI ne spune că avem două poze cu mașini și asta chiar e cu o mașină, iar dacă o să caut drink, o să găsesc pozele care chiar conțin băuturi, iată. La fel, dacă taguim persoanele, le asociem taguri anumite persoane după nume, le vom găsi imediat astfel. Ok, cam asta ar fi Photos, are și o nouă modalitate de editare a fotografiilor. Ce au făcut cei de la Apple? Au adus opțiunea Markup, care era în e-mail, au adus-o aici. Iată toate opțiunile, filtre, editarea de până acum și Markup, care aduce niște opțiuni în plus. Siri a primit deschidere către developerii third party, puteți acum să dați comenzi în Uber, să trimiteți bani cu aplicațiile asociate și cam asta ar fi. În rest, avem această căutare via Spotlight, interfața a rămas neschimbată cam de la iOS 7 încoace, deci la nivel de estetică, nu vă așteptați la cine știe ce. Notificările pot fi 3 detached, ceea ce o să fac eu acum, iată. 3 detaci și am văzut-o ceva mai mare. Maps va ține minte unde v-ați lăsat mașina și vă va sugera locuri în care să mergeți în funcție de traseul vostru zilnic. A văzut pe unde umblu și a început să recomande restaurante sau puncte de reper aflate în drumul meu sau în funcție de rezultatele căutărilor pe care le-am făcut în ultimul an. Avem și o aplicație Home nouă, se conectează la termostat, la camera de securitate și alte soluții Internet of Things. Putem să ștergem acum aplicațiile preinstalate. Interesant acum să încerci să apeși pe o aplicație fără să faci 3 detaci. Trebuie să apeși mai blând, dar în același timp lung. Greu. Ok, acum poți șterge calculator, podcast, FaceTime și multe altele, deci și asta ar fi o noutate în iOS 10. Avem și text predictiv și se va transforma automat în sugestii pentru localizări, pentru locații, contacte, 100 de emoji-uri noi și tot în iMessage. E ceva interesant aici, am scris cats are cute și iată, cuvântul cats a fost subliniat pentru că poate fi emojificat. Mai nou, cuvintele se transformă în emoji-uri. Un alt lucru interesant este că pe cel puțin pe iPhone 7 trebuie să apeși butonul Home pentru a debloca terminalul. Nu ajunge un simplu touch al senzorului pentru a debloca cu amprenta când va fi activată, deci trebuie chiar să apeși. Din fericire, funcția asta se reglează din setări. Multitasking-ul rămâne în continuare pe bază de thumbnail-ul scrollabile orizontal, iar scannerul de amprente, cred că e momentul să-l punem la treabă. Activat, folosit pentru deblocarea telefonului sau pentru a face cumpărături din store. Ok, aparent e prea simplu și hai să vedem cam cât de rapid ne mișcăm noi cu deblocarea. Să încercăm și alt unghi. Ok, Siri. Ok, și testul final. Hai să vedem. Ne-a recunoscut amprenta așa cum. Ce nu-mi place mie la iOS 10 e că animațiile astea durează foarte mult. Am un deja vu, parcă am mai zis asta la o versiune de iOS. Și simulează un fel de mic de tot lag, deși nu e cazul. Pentru că durează atât de mult aceste animații. În fine, când vine vorba de aplicații, m-aș vă uita că sunt 32 preinstalate, dar putem șterge multe din ele. Avem e-mail care arată așa, nu s-a schimbat mare lucru. Calendar, găsim aici. Photos, l-am acoperit deja gârlă. Camera, Maps, care are noutățile despre care v-am spus. Clock, are ceva interesant. Bedtime, se ocupă de ciclul vostru de somn, astfel încât să nu aveți probleme cu somnul. Weather, nu s-a schimbat nici el. Wallet. Notes, nu știu să fi primit niște funcții noi pentru că a primit foarte multe anul trecut. Reminder, Stocks, Video, iBooks, iTunes Store, iar Health are un look mai jucăuș acum, înainte era foarte serios, foarte medical pe bază de tabele. În fine, upgrade-urile sunt drăguțe în iOS 10, nu sunt chiar uriașe cum se tot laudă Apple, la anul mă aștept să se schimbe și ceva la nivel estetic. Iată, ne ajungi la final de recenzie pentru iPhone 7. Aspectele pro și contra sunt aici. Cele pro, design premium, un ecran solid, performanță uriașă, super baterie, acustică foarte bună, fotografii și captură video excelentă, un blitz luminos pe acest terminal
Îmi plac funcțiile lui iMessage, recunosc. Un telefon rezistent la apă și praf, lucru binevenit. Acustică stereo bună, toate acestea sunt aspectele pro. Ocupându-ne de cele contra, găsim faptul că e acea ușoară pierdere de focalizare la stabilizarea când coborâm scări, evident este o chichiță de cărcotaș. Mai departe, faptul că nu stabilim un record la cameră, deși v-am spus că anumite aspecte sunt bune, nu batem total flagship-urile din acest an. Butonul Home se simte foarte ciudat. Ca posesor de iPhone din 2009 încoace, între iPhone 3GS, apoi iPhone 5, mi-e foarte ciudat să mă obișnuiesc cu senzația asta de apăsare, care apropo sunt 3 reglaje pentru ea, și cu faptul că nu mai avem swipe to unlock. Mă voi obișnui, e o chestie de preferințe. Animațiile lungi intră la contra, apoi faptul că avem în mare același design față de anii trecuți, fără o schimbare mare, se cam încinge uneori de remarcat, lucru atipic pentru Apple, și se simte în continuare ca un telefon mic față de flagship-urile acestui an, toate au deja 5,5 inch sau măcar 5,2 inch. În fine, niște concluzii de menționat. Nu este un upgrade gigantic față de iPhone 6S, poate doar ca performanță este un salt însemnat, rămâne cu o cameră solidă, abilități multimedia de invidiat și alegeri controversate, înlăturarea jack-ului audio, înlăturarea butonului mecanic. În principiu, putem să-i spunem un iPhone 6SS, dacă vrem să fim cărcotași, nu stabilește niciun record considerabil la capitolul cameră, este doar un telefon de calitate, dar după vreo 8 telefoane de calitate, dacă am numărat eu bine, sau cred că mai mult de 8, în fine, Apple nu a venit cu ceva care să ne dea pe spate în mod deosebit. Totuși, rămâne un telefon de calitate, dar dacă ai un iPhone 6S, n-ai motiv să-i faci ochi dulci lui iPhone 7. Cât despre note, o să-i acordăm un 9,1 pentru design, un 9,4 pentru hardware, un 9,2 pentru display, benchmark 10, temperatură 8,5, apoi audio un 9,7, cameră 9,1, conectivitate 9,6, baterie 9,3, OS și UI 9,4 și preț 8. Nota finală este de 9, 20 din 10 și este excelent dacă ai un iPhone 5S, dacă deja începi să urci la altă versiune, mai bine mai aștepți un an, pentru că nu este un upgrade chiar foarte mare față de generația cu 6 la început. Îl găsiți pe iPhone 7 la evomag.ro la prețul de 3.449 de lei. La revedere!